Bun venit într-o călătorie în lumea copilăriei, la muzica clasică, la patru mâini. Mulțumim că sunteți alături de noi și ne bucurăm că sunteți în număr atât de mare în această perioadă atipică. Atipică și pentru noi și pentru lumea voastră. Am vrea să mulțumim partenerilor noștri, primăria și Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești, care sunt parteneri de încredere al acestui proiect, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Și avem o rugăminte pe parcursul acestei călătorii să respectăm cu toții măsurile de distanțare socială și de protecție și prevenție a răspândirii acestui virus și să purtăm mască. Este prima dată și pentru noi când avem un astfel de concert, dar plăcerea va fi aceeași. Vom începe concertul nostru cu un bal al copiilor, compus de Robert Schumann, pe care acesta l-a scris cu gândul la fiicele sale, care au cântat deseori această piesă împreună. Așadar, vă invităm la un bal al copiilor. Oh, yeah.
Ne bucurăm tare mult că au răspuns invitației noastre copiii. Pentru că această călătorie am gândit-o pentru copii și pentru toți cei care au în suflet copilăria. Vom parcurge acum istoria lui Pergint. Și în care vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să fiți actori, personaje ale acestei povești, care are un periplu de patru piese, care se va încheia cu binecunoscuta peșteră a regelui munților. Și i-aș îndemna pe copii să-mi spună la sfârșit care dintre ei a recunoscut această piesă. Așadar, Pergint, Edvard Grieg. Asta o să fie, asta le prind și pe asta trebuie să țin.
Thank you.
dedicată fetiței Doli. Cele 5 piese ale suitei au fost compuse de Gabriel Fure cu diverse ocazii pentru această fetiță, de ziua ei, de ziua ei de nume, de întâlnirea de a familiei și astfel au luat naștere cele 5 ipostaze pline de candoare și tandrețe ale suitei Doli. Așa că vă invităm să vă imaginați pe Doli prin prisma acestor piese. Gabriel Fure, suita Doli. Thank you.
și în spaniol a fost ultima piesă pe care Gabriel Fauré a adăugat-o 2 ani mai târziu după ce a compus celelalte 5, de aceea am uitat-o și eu. În încheiere, pășim în lume ferică a basmelor, scrisă de 3 autori, pe care Maurice Ravel le-a reunit într-o suită preluând titlul lui Charles Perrault, Mama mea, Gesca. Veți întâlni un univers fantastic, care sper că vă va încânta pe acest final de recitare. Poate unii dintre dumneavoastră ați primit la început câteva chestionare. Vă rugăm să ne lăsați gândurile dumneavoastră acolo în legătură cu această călătorie în lumea copilăriei muzica clasică. Iar noi am dorit să vă mulțumim că ați fost alături de noi, să mulțumim profesionalismului întregii echipe de la UNESCO. Ne bucurăm tare mult că am putut să fim aici și să continuăm acest turneu întrerupt de pandemie în luna martie și că ne-am putut bucura de muzică împreună altfel.
tragem de aici. Asta trebuie să stăm în rând. Că văd cum de departe ce și ține la și la 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 la